În primul rând v-aș spune că mă ocup deja de... Sunt deja 10 ani de când am început să mă ocup cu muzica electroacustică. În 2001 am avut o cursă la Hamburg și a fost primul meu contact mai serios cu acest tip de muzică. Și atunci, încetul cu încetul, m-am specializat pe această direcție. În opinia mea ar fi cam muzicile care se fac cu în legătură cu mediul electronic, le-aș împărți, să zicem, în două categorii mari. Muzici, nu știu cum se spun, normale, propriu-zise, și muzici interactive. În cadrul primei categorii ar fi muzicile electronice, muzicile pe care le putem face pe sintetizator, pe chitară electrică, muzicile pe, în general, pe instrumente electronice care au nevoie de curent electric și așa mai departe. Apoi ar mai fi muzicile, așa zise, tape music, muzică pe bandă, care în muzica nouă se practică tot felul de colaje, sunete electronice, sunete realizate pe cale naturală, înregistrate și așa mai departe, care sunt prelucrate, procesate și apoi se fac concerte cu așa zise muzică pe bandă. Stă într-o sală și piesa se aude pe o boxă sau pe un sistem multicanal. Apoi, a treia categorie ar fi muzicile, acest tip de tape music, să zicem, negativ din muzica ușoară, cu un instrument. Adică un instrument cântă acompaniat de acest tip de bandă. Acestea sunt lucrurile despre care nu voi vorbi în această seară. Am vrut doar să le punctez foarte scurt la început. Ceea ce îmi propun eu în acest workshop este să vorbesc despre sistemele muzicale interactive, sau ceea ce numesc eu sisteme muzicale interactive, și mi-am împărțit prezentarea foarte gros spus în două părți. În prima parte voi vorbi despre... Am și un slide aici. Voi vorbi despre ceea ce înțeleg eu prin sisteme muzicale interactive, despre compoziția algoritmică și live electronics, muzica rețea, aș lăsa puțin mai în paranteză, pentru că un domeniu care nu prezintă așa de mare interes pentru mine, urmând ca în partea a doua să vă prezint un sistem pe care l-am realizat în ultima perioadă, datorită bursei Midas pe care am, și anume am implementat un sistem de senzori cu ajutorul pianului. Dar despre asta în partea a doua. Așadar, prima parte a prezentării, sisteme muzicale interactive. Prima dată despre compoziția muzicală, despre compoziția algoritmică. Am pus și o definiție, aici nu vreau să o repet, sper că se vede din sală. Ideea acestui tip de compoziție este aceea că muzicianul, compozitorul, nu mai scrie o partitură în stil clasic. El nu mai ia bucata de hârtie și stă la pian sau are o inspirație și scrie, ci gândul său, ideea sa este formalizată. El are e practic, adună toată compoziția într-un concept pe care îl implementează într-o mașină, într-un computer, urmând ca această mașină să cânte această muzică prin intermediul unui sistem muzical exterior, un instrument electronic sau așa mai departe. Primul care a făcut un astfel de sistem, poate n-a fost chiar compoziția algoritmică 100%, dar nu puteam să nu vă dau acest exemplu, este însuși Mozart. Mozart a compus o lucrare pe care a numit-o joc muzical cu zaruri. O lucrare foarte, foarte stranie, pentru că el spune că, după metoda lui, oricine poate să compună, nu trebuie să fie muzician. Ce face, de fapt, Mozart? Mozart face un astfel de tabel, acel pe care îl vedeți pe tablă, el ia o partitură și scrie o înșiruire de măsuri care au noimă doar luate în parte, una câte una, dar nu sunt coerente dacă se cântă una după cealaltă. Și având aceste două entități, tabel și partitură, nu face altceva decât să dea cu zarul. Dacă dăm cu zarul, suma minimă este 2. Dacă dăm 1-1, suma este 2. Dăm cu zarul, cifra 2, și mergem la măsura numărul 96 și scriem pe partitura cu portativ măsura 96 din tabelul lui Mozart. Apoi mergem mai departe la poziția B, dăm din nou cu zarul și iasă, să spunem, 7, 4, 3. Mergem și scriem măsura 157 din partitura lui Mozart. Și astfel obținem fraze muzicale mozartiene
după un algoritm foarte straniu. Este de fapt cazul tipic de combinatorică în muzică. Am și o implementare, n-am făcut-o eu, am găsit-o de cineva și să vedeți cam cum sună asta. Dăm cu zarul. Evident că zarul, computerul meu poate să dea de 16 ori la rând, nu trebuie să dea de fiecare dată cu zarul și să vedem dacă și sună ceva. Scuze. Este exact lucrul care nu trebuie să termin niciodată, dar sper că nu așa de dramatic. Ar mai fi doi precursori importanți în zona aceasta muzicii algoritmice. Unul este Clarence Barlow, un personaj foarte stran, o personalitate ludică, care de fapt a fost primul care a implementat tipul acesta de compoziție pe computer, în programul Pascal. Dar nu vreau să detaliez. Apoi vreau să vă arăt un exemplu pe care cumva l-am anticipat înainte, dar nu se auzea. Un compozitor foarte important american, din păcate foarte puțin cunoscut, Conlon Nancarrow, care a scris foarte multe lucrări, de fapt și-a cam dedicat viața compoziției pentru pianul mecanic. L-a scris foarte multe lucrări pentru pianul mecanic, care nu este propriu o compoziție algoritmică, dar are incorporat în ea tipul de compoziție, acest tip de compoziție, care poate fi foarte ușor formalizată și pusă pe computer. Thank you.
cum mai faci lucruri. Să dăm un program. Prima trebuie să se întâmplă asta, dar totdeauna se întâmplă atunci când trebuie. Am văzut și la Ercam un incident, așa că stau cu conștiința în păcate. O să dau drumul și semnului. O secundă. Durează foarte mult. Asta era, de fapt, cauza. Avem un mic incident tehnic, dar cel pe care să remediem acum. Lasem și volumul înainte, dar... Așadar, revenim la exemplu mozartian. Dăm cu zarul și acum o să funcționeze. Se văd foarte clar, acestea sunt măsurile exact din tabelul anterior pe care am făcut. Mai dăm o dată cu zarul. Vorbeam de negru, haideți să ascultăm scurt și acest exemplu, să dau puțin mai încet. Să vedeți că ocazia aceasta am găsit pe internet recent, cred că cineva le-a pus recent, să valorează greutatea în aur. Studii pentru pian numărul 1, făcute pe un pian Dösendorfer în prezența compozitorului. Acum dau un scurt fragment din această lucrare. Iar pe pianul Dösendorfer și să vedeți rolul original. Sunt luate de aici foarte multe idei. Probabil că n-ar fi fost o delicatie fără aceste lucrări ale lui Menchel. Să mergem puțin mai departe. Un exemplu ilustru în istoria acestui tip de compoziție de care vă vorbesc este Jean-Claude Risset, un compozitor francez care a scris în 1989 o lucrare revoluționară care se numește, foarte straniu, Duet pentru un pianist. De ce veți vedea imediat, este pentru prima dată când un compozitor scrie o lucrare în care interacționează cu un instrument acustic, interacțiunea desfășurându-se în dublu sens. Interpretul trimite date instrumentului, iar instrumentul reacționează într-un anumit fel prin intermediul mediului electronic. Bineînțeles că este nevoie de un instrument de construcție specială pe care l-a pus la dispoziție firma Yamaha, care se numește disclavier, acest instrument. Și am un filmuleț care explică foarte clar, pe scurt, ce se întâmplă aici. Iată-l pe Jean-Claude Risset, compozitorul însuși slavian. Și... Lorsque le pianiste va jouer, l'accompagnateur virtuel va ajouter un arpège en quinte qui occupe l'espace du clavier comme un kaléidoscope. Mais ici, plus le pianiste joue fort, plus l'arpège est rapide. Alors,
cette relation est nouvelle, est très sensible et très ludique. De construcție specială care are aici o interfață MIDI care poate să comunice cu computerul și nu știu, are un sistem de magnet special care facă pianistul să se să clapele să poată să fie apăsate singure fără acționarea directă a pianistului. Sunt pian cu pianist invizibil. Și foarte important de spus, pentru a realiza această lucrare, el a folosit un software foarte special care se numește Max MSP și pe care îl și prezentam pe scurt puțin mai târziu. Este poate cea mai dezvoltată unealtă pentru instrument, pentru compozitorul care se ocupă de acest tip de muzici și chiar și pentru artistul multimedia, pentru că el permite diverse interacțiuni audiovizuale și... Dar o pot să vă prezint imediat acest program. Tocmai vreau să vă spun, am avut și ocazia să lucrez cu un asemenea instrument, disclavir, la Hamburg și am făcut o lucrare pe care am numit-o The Dark Side of the 12, partea întunecată a 12-lui sau a cifrei 12. Era de fapt un fel de reacție la muzica serială. Am vrut să demonstrez că se poate face muzică pe 12 sunete fără a face muzică serială. Am folosit cifra 12 într-un alt sens, dar nu vreau să intru foarte mult în asemenea detalii tehnice. Dar cu ocazia aceasta vreau să vă arăt și programul pe care l-am pomenit înainte, pe care l-a folosit și Jean-Claude Risset și de care trebuie să mărturisesc că eu sunt dependent de ceva vreme. Este exact ceea ce vedeți aici pe ecran. Este un limbaj de programare modular, practic, care are două ferestre. Una, această fereastră de aici, fereastră în care, pentru editare, care are tot felul de obiecte. Deci fiecare dreptunghi de acest gen știe să facă un anumit lucru și prin aceste cabluri, sâme, se circulă informația, care pot fi date de control, pot să fie date audio sau video sau așa mai departe. Deci, și în partea stângă este o fereastră, ca la orice limbaj de programare, unde apar tot felul de mesaje, eu știu, erori sau mesaje ajutătoare de care programatorul se poate folosi în timpul lucrurilor. Nu vreau să insist prea mult, dar vreau să vă pun un fragment din această lucrare. Open MIDI. Dark Life. Direct de la computer. N-am cântat la pian, n-am cântat nimeni la pian, totul era programat, tot algoritmul era implementat în computer. Și așa mai departe. De fapt, cum am alcătuit această lucrare, și-o pierdut șapca fata asta. Este vorba despre o polifonie la 12 voci. Se văd aici, stați cam aici. Aici este o polifonie la 12 voci. Iată, aceasta este o voce a doua, a treia, a patra. Este ca un fel de joc de domino, dacă vreți. Așa am gândit algoritmul. Deci, ideea... N-am mai scris-o pe partitură, ci am implementat acest algoritm, această polifonie la 12 voci, o voce care începe registrul grav, se adaugă a doua, a treia, exact ca un joc de domino. Când se termină acest palier, se trece la palierul al doilea, unde iarăși este o întreagă alchimie aici, cu tot felul de lucruri, care se întâmplă. Ce ar fi interesant de spus la acest tip de compoziție, anticipam puțin și la introducere. Partitura apare după compoziție. Dacă la compoziția clasică
este scrisă partitura și interpretul interpretează. Aici este exact invers. Există gândul, ideea, conceptul, care se implementează în computer și apoi partitura este făcută de către computer după. Iată cum arată partitura. În primul rând, la nivel numeric, cam așa arată întreaga compoziție. Dar e un șir de numere, care cu greu putem să înțelegem ceva, care e limbajul lui. Și apoi, acest tip de date l-am dat unui program de scris note și iată ce a ieșit o partitură foarte sălbatică, care cu greu ar putea să fie cântată de către, chiar de către 3-4 pianiști, pentru că polifonie foarte sofisticată, sunt niște ritmuri foarte strani, care cu greu ar putea fi. Asta e, sunt 12, și asta e o parte mai aerisită a partiturii. Deci sunt tot felul de ritmuri imposibil de cântat. Și l-am scris computerul și l-am lăsat. E o partitură, dacă vreți, nedioptănată. Am așezat-o. Cam așa arată. N-aș trece mai departe, înainte de a mai arăta ceva. Am mers mai departe cu experimentul. Deși nu aveam în plan să intru și într-o zonă vizuală, am mers totuși puțin mai departe cu această lucrare și mi-am propus să desenez cu această partitură pe o pânză. Practic am 12 voci. Atunci mi-am ales o pânză de proiecție, un cearceaf, dacă vreți, pe care l-am împărțit în 12, exact câte piane am. Am practic polifonie la 12 voci, ca și cum aș avea 12 piane și fiecare pian are câte 88 de taste, exact cum un pian normal. Și atunci am împărțit întreaga suprafață în 12 linii orizontale și 88 de linii verticale și am dat aceste partituri, practic i-am dat comanda să înțepe această pânză în timp ce cânt, exact fiecare la locul ei și intensitatea este de fapt înălțimea, forța cu care apasă această pânză. Și vreau să vă dau un exemplu de ce a ieșit. Iată, asta este pânza. Ce se vede? Registrul grav. Deci, practic, desenează primul pian aici. Este primul pian, registrul grav. Pe măsură ce partitura se va dezvolta, va crește, va să înceapă și a doua voce și a treia, până întreaga suprafață va fi cuprinsă de această activitate tridimensională. Și poate asta... Trebuie să o bucă, așa. Așa. Primul pian. Da? Vocea a doua. Lucrurile pot fi duse și mai departe. Pe această pânză putem să și proiectăm ceva. Practic, de la algoritm, de la sămânța componistică pe care am aruncat-o în mediul electronic, s-a dezvoltat o floare muzicală și apoi, la nivel vizual, s-au întâmplat exact invers. Cam asta am avut de spus în mare despre compoziția algoritmică. Acum aș trece puțin... aș face un pas mai departe și aș vorbi acum puțin despre ceea ce numesc eu, sau nu eu, ceea ce este live electronics. Pentru că vă spuneam la început,
aceste sisteme muzicale interactive ar fi de două categorii. Aceasta pe care v-am arătat-o, unde ați văzut că n-am pomenit de cuvântul microfon, ci este doar conceptul aruncat computerului și provocarea mediului electronic. Acum vom vorbi despre live electronics. Întotdeauna când vorbesc despre live electronics, este ceva de a face cu microfonul, este ceva de a face cu o sursă sonoră concretă, cu un instrument, cu o voce, cu un zgomot din mediul exterior. Și ce se poate întâmpla? Ce se poate face prin această tehnică? Sunetul care este preluat va fi evident procesat tot prin intermediul mediului electronic. Procesarea poate fi un ecou sau o reverberație sau, eu știu, înregistrarea unei bucăți de sunet și predarea sub altă formă, spargerea sunetului și împrejterea lui printr-o sală sau, foarte important, spațializarea sunetului. Se pot imagina sisteme cu foarte multe difuzoare unde sunetul poate fi repartizat după diverse algoritmi. Aici nu vreau să insist prea mult la acest capitol, vreau să vă arăt doar două lucruri. Apropo de spațializare, din păcate nu o să și auzim pentru că avem aici un singur difuzor, n-am adus. Putem auzi mai multe în sala de operă unde avem mai multe difuzoare, dar am vrut să vă arăt doar cum arată un astfel de sistem. Iată un sistem de spațializare de la Aircam unde este fizic posibil să plimbăm sunetul cu mouse-ul între 8 difuzoare. Avem 8 difuzoare în jurul nostru și putem să facem tipul ăsta de spațializare. Evident, lucrurile astea se pot și automatiza. Cam așa arată, dar nu vreau să intru foarte mult în detalii. Nici nu avem posibilitatea să arătăm practic aici. Al doilea exemplu pe care vreau să vi-l arăt este tot un proiect pe care l-am făcut acum câțiva ani. Și o să deschid imediat programul, care se numește Entfremdetes Ich oder die Anatomie des Schattens. Înstrăinarea eului sau anatomia umbrei. Este un algoritm destul de complex. Este o lucrare pentru violoncel și live electronics. Aici folosesc diverse tipuri de procese. De exemplu, am un glisandu foarte larg. Violoncelista cântă un sunet grav și se întâmplă un glisandu spectral. Dar nu să nu intru foarte mult în detalii. Sau am aici un proces granular și cu ocazia asta vă arăt și un alt avantaj al acestui program. Am un proces granular. Sinteza granulară se referă la faptul că un sunet înregistrat, un sample dintr-un sunet, este spart în foarte multe bucăți și programul generează un nor de sunete. Bucăți de sunete mai mici sau mai mari, cu densități variabile. Și avantajul despre care vreau să vă vorbesc se referă la faptul că acest program permite, să zic, împrumutarea sau preluarea unor algoritmi făcuți de altcineva. Eu aveam nevoie de un proces granular la care aș fi muncit probabil foarte mult, dar el deja era construit de către un domn și n-am făcut decât să preiau de la el acest proces și tot ce vedeți aici, aceste sârme, le-am pus eu. Deci n-am luat din programul decât ceea ce am avut nevoie. Asta este un mare avantaj al acestui soft, pentru că se pot lua elemente prefabricate din altă parte sau din proiecte mai vechi și implementa, bineînțeles, după necesități în proiectele noi. Am să vă arăt câteva aspecte și din această lucrare. Înainte de asta, totuși, aș mai spune ceva. I-am pus și o componentă vizuală. De fapt, este o compoziție, instalație. Pentru că aceasta este schema. Aici stă publicul. Acesta este ecranul pe care îl și veți vedea în video. Violoncelista stă aici. În profil. Aceasta e în profil față de public. Aici am o cameră video care filmează violoncelista. Aici am un proiector de lumină, o lumină albastră, care pune o umbră pe ecranul din spate. Deci, practic, camera video filmează violoncelista și umbra din spatele violoncelistei. Acest video îl trimit unui proiector video care proiectează din spate și atunci publicul va vedea umbra violoncelistei din profil și va vedea acest film făcut. Partitura nu este foarte complicată, dar nici nu are sens să o deschid acum. Pentru că, deși am dat și o cadență, în general, când lucrez cu computerul, virtuozitatea interesează să fie a mediului electronic, în primul rând.
nu înseamnă că instrumentul este unui dur. Împotrivă. Iată, asta e violoncelista adevărată. Se fac umbra de profil și asta este filmul de care vă ziceam și umbra de pe... Violoncelista. Da. Și foarte interesant că, de fapt, după aceea am dat seama la concert, violoncelista n-a ieșit la aplauze. Și, de fapt, eu puteam să-i păcălesc pe expert. Nimeni nu știe că, de fapt, spectacolul s-a întâmplat cu adevărat. Numai eu știam că s-a întâmplat cu adevărat. Puteam să-i păcălesc, să proiectez totul și să fie o farsă. Și cum așa se întâmplă, o să vă pun un moment mai încolo cu cadența și... Se aude sinteza granulară. Cam asta a fost o mare prima parte a prezentării. Cele două, spunem, componente ale cele două sisteme interactive. Compoziția algoritmică pe de o parte și Live Electronics, unde avem microfon, preluare a unei surse sonore în timp real și procesare în timp real.